Salutare, prieteni! Vă salutăm din nou din umilul nostru garaj. După cum vedeți, suntem în plin proces de transformare a unui BMW E46 Coupé din anul 2000, 6 cilindri, 150 de cai. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți și prietenilor voștri. Ne-ar ajuta foarte mult, vă mulțumim în acest sens. Astăzi vă vom arăta cum am schimbat noi aspectul farurilor acestui BMW. Le-am desfăcut, am montat lupele înăuntru farurilor pe fază scurtă, am montat Angel Eyes cu mai multe culori, schimbare din telecomandă și am înlocuit și becurile. Am pus becuri LED în fază scurtă, iar pe fază lungă am pus H7 Philips Wide Vision Ultra și o să vă arătăm diferența dintre LED și halogen. Inițial am pus halogen în lupe, nu ne-a plăcut deloc cum a arătat și cum a luminat și pe urmă am pus LED-uri. Diferența, o să o vedeți la sfârșit, este foarte mare. Rămâneți alături de noi! Am pus un bec H1 în lupe, să vedem cum luminează. Avem nevoie și de un adaptor de bec H1. Vă arătăm aici cum se poziționează și cum se prinde în șuruburi. După care am pus becul H1 în lupe și hai să vedem cum arată, ce lumină dă. Atenție, dacă folosiți și voi bec H1, cei doi pini de pe bec trebuie să intre exact în cele două orificii ale adaptorului. După ce ați introdus becul, folosiți siguranța de prindere, l-ați prins bine pe poziție, după care este gata. Și dacă tot am ajuns la faza aceasta, o să montăm și luminile de zi tip Angel Eyes. Vă arătăm aici cum se prind. Avem mici bucăți de bandă dublu adezivă care a venit în pachet. O să le lipim pe spatele LED-urilor, după care o să le lipim pe inelul acesta de plastic al farurilor și o să le facem proba. Iar după ce am montat Angel Eyes-urile înăuntru farurilor, am închis farul, am pus sticla, becul halogen H1 este în lupă. Hai să îi facem o probă să vedem cum luminează. Și așa arată becul halogen H1 în far. Bineînțeles că nu ne place cum arată, nu ne place nici culoarea, de aceea ne-am gândit să punem unul LED. Haideți! Am scos becurile halogen H1 din lupă și le înlocuim cu LED, tot H1. Trebuie să fiți atenți la aceleași chestii. Cei doi pini de pe becul LED trebuie să intre în cele două găuri ale adaptorului, după care becul LED se prinde cu aceeași siguranță. Hai să montăm și farurile înapoi pe mașină și să vedem cum arată lumina LED față de cea halogen. Care este diferența între cele două?